ziua bună și bun regăsit în comunitatea București FM 98,3 și bucureștefm.ro. Astăzi este ultima ediție a ciclului de emisiuni Femeia Eterna Poveste de Succes, desigur. Și o avem alături de noi, de mine și de Alex Aci, prezent de față. Salut, Alex! Bună! Pe Antoaneta Banu, bună ziua! Salut, Ana! Bine v-am găsit! Bună, Mihaela! Bună, Alex! Sunt onorată că sunt astăzi cu voi și vă mulțumesc pentru invitație. Cu plăcere! Și noi ne bucurăm foarte mult de prezența ta. Faci foarte multe lucruri, ia să ne prezentăm noi așa puțin, fără falsă modestie și fără sfială până la urmă, da? În primul rând, să știți că sunt foarte emoționată pentru că n-am mai fost la radio de foarte mult timp și uite, mi s-a redeschis pofta să fac, să mă apuc din nou de radio. Da, păi în ultima vreme ai luat multe interviuri, nu? Și acum ia uite, dintr-o dată ești în ipostaza... E invers. Da, da, da. Păi nu, e un interogatoriu, stai liniștită, nu se întâmplă. Îți și becul în față și trebuie să spui sunt tot. Sunt multe beculețe roșii aprinse, știu. Fără falsă modestie, încerc să fac lucruri care să mă reprezinte, în primul rând, lucruri în care cred, în al doilea rând, și trei lucruri care să împingă România puțin mai încolo, mai spre bine, mai spre viitor. În acest moment, printre multe altele, mă ocup, sunt guest writer la publicația Business Woman. Și vă mărturisesc că eu am ieșit din presă în 2008. Mi-am terminat masteratul în relații publice și comunicare și am spus enough, it's enough. Și am intrat în acest domeniu pe care îl ador. Așa am fost tentată și îmi lipsea pe undeva presa, îmi lipsea pe undeva știrea, îmi lipsea pe undeva breaking news-ul, vă mărturisesc. Doar că, nu știu, poate în momentul în care înaintezi în vârstă, obosești și vrei să mai și respiri. Și uite că respir foarte frumos cu echipa de la Business Woman. Alexandru Răducanu este publisherul revistei. Livia Ciuhu este directorul editorial, Maria Niculescu este redactorul șef, iar eu sunt guest writer și mă ocup și de partea de PR și comunicare a revistei. E vreun bărbat în toată... Alexandru Răducanu, publisherul. Da. El este the head of. El este omul care a și creat între această revistă. Între atâtea femei s-a pierdut săracul. Alexandru, cred că este un erou. Realmente. Că vă suportă zi de zi? Sunteți greu de suportat? Nu cred că suntem greu de suportat. Este un erou pentru faptul că reușește în România de astăzi să realizeze o astfel de revistă în condiții grafice bune, cu un content normal, cu un content civilizat, cu un content modern și cu un content folositor, în care... o categorie de public se regăsește. Revista Business Woman este dedicată și vorbește despre femeile din business, despre femeile antreprenori, despre acele femei și despre acei oameni care și-au riscat case, familie, pe linii de finanțare, adică au pus la bătaie tot ca să construiască ceva. Adică sunt acei oameni care lucrează pe bani privați și care știu ce înseamnă cum să cheltuiești un ban privat și care se gândesc de 11 milioane de ori înainte de a semna o hârtie și care au o responsabilitate foarte mare, pentru că nu e responsabilitatea numai asupra business-ului, ci și asupra oamenilor implicați în acest business. Care este profilul unei femei de afaceri în România? Arată așa ca un pitbull, este rea, trebuie să fie, să calce pe cadavre într-o lume a bărbaților, să se strecoare, să fie de fier, să cu nu biciul cadă, mâna sau cum? Să nu cadă pradă tentațiilor, să fie rezistentă. Cum arată profilul unei astfel de femei? Cred că în primul rând trebuie să fie rezistentă și trebuie să fie rezistentă psihic. În al doilea rând trebuie să fie sănătoasă ca să reziste într-o astfel de lume. Uitați, eu realizez aici la Business Woman o serie de interviuri, serie care se numește Dialoguri despre putere, puterea la genul feminin.
Tocmai pentru că mă gândesc că femeile au nevoie de un anumit tip de putere pentru a răzbate într-o lume care, într-adevăr, este o lume a bărbaților. Eu nu cred... revista nu e sexistă, Dialoguri despre putere nu este o serie de interviuri sexiste, sub nicio formă. Sub nicio formă. Cred că... Da, nici vorbim... măcar nu este o revistă militantă? Militează pentru a pune pe o linie normală, firească, corectă, cinstită, o afacere. Și a oferit modele până la urmă, nu? Pentru că revista în al doilea rând, poate fi sursă în al doilea, de inspirație exact, pentru o în femeie al doilea care... rând, în al doilea rând, este, oferă modele și modele curate. Despre asta vă vorbeam. Pentru că în tot spațiul nostru media... sunt foarte multe doamne care au un business, dar care, uitați că de multe ori se dovedește a nu fi chiar foarte curat. Sau sunt modele de doamne care acționează... Care au fost propulsate în un afaceri de exact, soț, exact, de amant, exact, de... Exact. Adică, practic, n-au riscat nimic. Da. Nu s-au riscat nici pe ele. Conjunctural. Conjunctural. Și au găsit o sinecură și au folosit-o. Sau sunt modele de doamne care funcționează în politică și care în acest moment eu le-aș numi antimodele. Chiar dacă în acest moment voi pune foarte multă lume, va fi împotriva mea, dar eu de obicei spun lucrurile pe față, pentru că cred că este momentul în care nu mai putem să ne mințim pe noi. Nu funcționează. Nu, modelul feminin în politică nu funcționează. Poate că trebuie să se reinventeze, poate că trebuie să se reformateze, dar există în mediul de business din România modele feminine care funcționează. Poate că în politică au fost modele feminine care au, n-aș spune, făcut de râs, să nu folosesc chiar cuvinte mari, dar care au adus de servicii până la urmă. De servicii, exact, acestui tip de femeie în politică. Foarte multe scandaluri, foarte multe persoane care au fost înconjurate de oameni, da, de bărbați politici mari care le-au făcut mari sau nu. Da, pentru că, vedeți, în viață întotdeauna, sau cel puțin eu așa gândesc, bun, de ce vreau să fac lucrul ăsta? De ce mă apuc de ceva? Pentru că vreau aia. Adică am un topic, da? Îmi fixez niște priorități. De aceea poate că n-aș intra niciodată în politică, pentru că nu am niciun scop. Și cred că nu acolo este locul meu. Fiecare cred că trebuie să-și gândească de foarte multe ori foarte bine mișcarea, strategia pe care politica o are. Politica n-ar trebui să aibă în prim plan cetățeanul, omul până la urmă, scopul personal. Politica în primul rând, ar trebui să fie dedicată cetățeanului, alegătorului, cel pentru care tu vrei să faci ceva, dacă vrei să faci ceva. Bun, n-aș vrea să insist foarte mult pe zona asta, pentru că nu avem sau nu prea avem femei politician în business woman. La mediul de afaceri. Dar la mediul, da, exact. Sau în momentul în care s-au întrepătruns în diferite acțiuni sociale, caritabile, să spunem, o chestie de genul acesta. Dialoguri despre putere însă, să știți că nu vizează numai femei de afaceri. Pentru că în momentul în care am gândit această serie de dialoguri, m-am gândit că și doamnele din mediul de business au nevoie de niște modele, au nevoie de niște resurse, de o inspirație. Și atunci încerc de fiecare dată să aduc persoane din alte sfere de activitate. De exemplu, am făcut un interviu cu doamne ambasador, am făcut interviu cu trei tinere care și-au făcut propriile lor afaceri. Chiar așa au fost trei 27 de ani, toate trei la 27 de ani. Și mă gândeam, wow, cum eram eu la 27 de ani și cum sunt ele. Bref, luna aceasta, numărul din 15 martie, să știți că este la seria Dialoguri despre putere, este, aș putea spune, cu totul și cu totul specială. Este o serie cu totul și cu totul specială, pentru că am un interviu cu un medic senzațional, doamna dr. Floriana Cristescu, medic specialist geriatrie și gerontologie, care vorbește despre puterea de a ne păstra primăvara din noi. Al doilea interviu este cu doamna Simona Fătu, care este businesswoman
Iar al treilea interviu este cu o artistă, cu o pictoriță, care a împlinit în luna decembrie anului 2015 107 ani. Este doamna Medi Dinu. Am reușit să fac acest interviu. Vă rog să mă credeți, din punctul meu de vedere este cel mai una dintre acele întâlniri pe care le ai în viață. Și care te marchează. Și chiar te marchează. Chiar vă invit, numărul, noul număr din Business Woman va fi disponibil după data de 15 martie pe piață și vă invit să citiți acest interviu. Cum e să te întâlnești cu un secol de istorie? Să privești ochii în ochii, niște ochi albaștri superbi, să privești un secol de istorie. Mă uitam la ea și mă gândeam că stau de că privesc primul război mondial, al doilea război mondial, criza din 29, anii nebuni, Bucureștiul interbelic, Balcicul, pentru că acolo a pictat, a stat foarte mult la Balcic și a pictat, al doilea război mondial, o istorie, o istorie realmente. În același timp, în Business Woman, noul număr, că acum, dacă m-ați provocat, trebuie să vorbesc puțin, nu despre ce înseamnă noul număr din Business Woman, veți putea citi un articol foarte interesant și veți vedea și o galerie de fotografii. Pe 4 martie, Business Woman a organizat o conferință dialog cu femeile de afaceri, unde invitat a fost excelența sa, ambasadorul Statelor Unite la București, Hans Klemm. Și a fost un dialog, conferință despre oportunități de afaceri româno-americane. A fost o întâlnire minunată, atât de firească, normală, degajată, în care fiecare a încercat să povestească și să spună din experiența fiecăruia. Dumnealui, din punctul de vedere al ambasadorului Statelor Unite și a mediului de business al Statelor Unite, doamnele din România, încercând să găsească și să povestească cât mai mult despre ceea ce fac, despre ceea ce fac aici în România. Business Woman are de fapt o strategie în tot această, în tot acest an 2016, în fiecare lună vom avea evenimente targetate pentru doamnele din business și vă mărturisesc că veți fi la curent cu tot ceea ce facem. Există o cheie a succesului sau mai mult decât atât o vârstă pentru a avea succes? Vorbesc aici din punct de vedere al unei femei, pentru că ați dat exemplul 27 de ani, 107 ani. Sau pur și simplu rămâne la latitudinea fiecăruia în funcție de construcție și în funcție de ce își dorește să acceseze acea cheie? Cineva îmi spunea că în viață mai e și chestia de destin. Nu știu dacă să cred în destin sau nu, dar în ceea ce cred este în propria muncă și în faptul că atunci când îți pui ceva în minte, încerci să corelezi mintea cu sufletul, cu forța, cu încrâncenarea, da, cu ambiția, și sigur reușești. Așa că nu cred că există o vârstă succesului. Cred că sunt doamne care au demonstrat, nu numai la noi, ci în toată lumea, că poți să ai succes și la 70 de ani. Dar nu știu, există un tipar, ai realizat multe interviuri și cu siguranță poți să ne spui. Deci femeile astea care au riscat tot, cum zici, da, tu, au reușit din prima? Sau nu, au nu, nu, eșec, nu, 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 nu se poate. După nu. Eșec și-au reușit înainte nu, și până nu, la urmă? Cred că sunt cazuri foarte puține în care cineva reușește din prima și poate că nu în România, dar cred că nici în afară. Deci cu atât mai nu. Meritos este faptul că nu. Ele au mers este înainte. Un maraton. Da. Este un maraton, de fapt, tu ești un alergător și nu prea te oprești, adică sunt acele puncte în care mai vine cineva și îți mai dă câte un pahar de apă, dar tot din mers îl beri. În alergare, așa? În alergare, da. Nu, este un maraton continuu. Nu se poate. Plus că cred că lucrul ăsta se aplică și în viața fiecăruia, dincolo de business. Viața e o întrecere, e o alergare continuă. Noi trăim și într-o țară unde problema îmbogățirii rapide s-a pus în discuție de nenumărate ori. Da, da, de aici da, vine într-adevăr. Și fondul întrebării, Mihaele, ce trebuie să faci până la urmă pentru a nu arde etape și a avea succes? Pentru că așa o îmbogățire peste noapte, pentru că dai un tun și cu orice risc banii ai pitit și nimeni nu mai accesează, apoi când tu te-ai liniștit, îți deschizi o afacere, nu mi se pare un lucru care să însemne succes. Cred în că, în primul rând, trebuie să ai o strategie foarte bine pusă la punct. Și o strategie pe termen lung.
Ideea asta, hai să încerc să vedem ce iese, nu cred că funcționează. Cred că trebuie să fii, adică nu cred, știu că trebuie să fii profesionist în ceea ce faci ca să ai succes. Profesionist însemnând, vedeți că și cuvântul acesta la un dat în România parcă toate s-au demonizat. Da, trebuie să fii profesionist, adică trebuie să gândești foarte serios și la rece și pragmatic cu adevărat în momentul în care începe această construcție. Pentru că nu ești singur. În toată povestea asta nu ești singur. Tu, bun, funcționezi o perioadă de unul singur, dar după aceea crezi niște locuri de muncă, după care tu începi să ai niște responsabilități față de acei oameni. Pe de altă parte, că te întrerup, mai există și varianta asta. Știu vreo câteva persoane în situația asta care au început o afacere cu propriul lor hobby. Deci au început așa, da, joacă. Da, da, într-adevăr. Și una dintre tinerele a crescut de-a lungul vremii și... Da, dar nu poți. Acel hobby l-am dat... Deci n-au avut neapărat un plan de afaceri, n-au avut în minte câștigul material, pur și simplu... dintr-o joacă așa. Am una dintre tinerele despre care vă povesteam, care are micul ei business din handmade. Într-adevăr, din asta este. Dar, atenție, ea este absolventă a ASE-ului, a marketingului. Așa că ea știe ce face. A început dintr-o pasiune, își dezvoltă pasiunea într-un mic business, dar vorbind cu ea, făcând interviu cu ea, ea mi-a povestit că are un plan, adică vrea să-și deschidă un butic, vrea să a știut cum să-și construiască brandul. Vedeți, lucrurile merg pe mai multe planuri. Categoric. Dar până la urmă, ce le mână pe doamnele astea în luptă? Nu știu, câștigul material, bunăstarea familiei. De ce pornesc așa la un drum care e riscant până la urmă? De ce își riscă tot la un moment dat? Pentru ce? Știi cum e, că în viață dacă nu riști, nu câștigi. Poți să... Faptul că e o provocare, adrenalina lucrează, viața, nu știu. Știți ce am învățat eu de la ele? De la foarte multe doamne cu care am stat de vorbă. Viața începe acolo unde se termină zona de confort. Ei, cele mai multe, majoritatea au renunțat la zona de confort. Au plecat din corporații, n-au mai vrut să aibă șefi, au vrut să fie propriul lor șef, au vrut să fie independente, au vrut poate să-și demonstreze că pot. Într-un cuvânt, au reușit. Chiar au reușit. Câtă transpirație, câte lacrimi, câte nopți de nesomn, câte temeri, câte momente vulnerabile înseamnă toată această construcție, numai ele știu. Și sigur că nu prea o spun, pentru că acționând în zona de business apar și acele tipare, clișee în care funcționezi. Trebuie să ai tot timpul... imaginea unei persoane neafectate, reci, sigure, știind totdeauna ce ai de făcut, chiar dacă de multe ori zici, wow. Prezintă România garanții pentru o femeie de afaceri sau îi asigură un confort ca lucrurile să meargă firesc, fără partipriuri, fără misoginisme, fără lucruri complicate? Nu. Cât este România prin ochii criticului de film, prin ochii realizatorului, omului care a lucrat în presă, omului care comunică, cum vezi tu România din 1990 până în 2016, din acest punct de vedere al unei femei de afaceri? Alex, îți mulțumesc că mi-ai adus aminte că am fost și critic de film. Și uite, vreau să vă spun un lucru, sunt foarte mândră. Păi calitatea asta nu cred că ți-o ia nimeni. Nu, ai fost odată, rămâi. Sunt foarte mândră. Apropo de Oscaruri, fac o mică paranteză și revin. Ajungeam și acolo, revin la întrebarea ta. Am spus pe pagina mea de Facebook că Spotlight este filmul care va primi Oscarul pentru cel mai bun film. Așa a fost. Am spus că Spotlight va fi filmul care va primi Oscarul pentru cel mai bun scenariu original. Așa a fost și mă bucur că s-a întâmplat așa. Da, România, cum arată România din 90 până în 2016? Cred că arată ca o femeie care și-a dorit foarte multe de la viață, care a avut foarte multe așteptări, care
a avut foarte multe și a făcut foarte multe iluzii și care până la urmă și care poate n-a întâlnit bărbatul potrivit. A eșuat. Din punctul meu de vedere îmi pare rău că trebuie să spun asta. Regret că trebuie să spun asta, dar cred că așa arată România. Și care într-adevăr, România nu a întâlnit bărbatul care să o iubească pe bune și care să-i dăruiască iubire și tot de ceea ce are nevoie o femeie care iubire ca să fie necondiționată sus. Până la urmă, nu? Nu știu, iubirea necondiționată, mie mi-e foarte ciudată expresia asta, Mihaela, iubire necondiționată. Cred că iubirea e iubire. Și atât. Când dacă iubești, o condiționezi, iubești. Deja nu mai e iubire. În momentul în care îmi spui necondiționată, înseamnă că nu, tu... Nu, dacă o condiționezi, deja intră în zona afacerii. Da? Așadar, România nu și-a întâlnit bărbatul. Dar, îmi spunea mie bunica mea, bunica mea, meme, pe care căruia îi datoresc tot ceea ce sunt eu astăzi, acum, aici, da? Ea m-a crescut, ea m-a educat, ea m-a făcut să înțeleg ce înseamnă să fii femeie. Mama și tata fiind ocupați atât de mult cu serviciul, eu am fost a ei, a bunicii mele, meme. De la meme am învățat că nu există niciodată și că atunci când crezi mai puțin, atunci ți se întâmplă. Și că iubirea n-are vârstă. Așa că eu cred că România este acea femeie care până la o vârstă nu și-a întâlnit încă bărbatul care să o iubească și care să-i dăruiască iubire, dar eu cred că îl va găsi. Sunt ferm convinsă. E bine că nu ți-ai pierdut optimismul. Apropo niciodată, de... vă mărturisesc, cred că voi avea acest optimism până în ultima clipă a vieții mele. Nu se poate. Îți pierzi optimismul, stai acasă. Bine, asta știi cum e, o mai ai și genetic așa, știi? Da, optimismul îl am moștenire de la tata. De la pentru tatăl că meu, dacă privești da. În jur prea multe motive de a rămâne dar optimist, vreau nu să vezi. Vă mai spun un lucru. Vreau să vă mai spun un lucru. Foarte important. Să știți că această serie de interviuri, dialoguri despre putere, eu n-am făcut-o întâmplător. Nu am lansat această serie întâmplător pentru că și eu am avut un model inspirațional. Și modelul este mama mea. În acest moment o mai am doar pe ea. Tata n-a părăsit de mult. Să rămână, să dea Dumnezeu și îi doresc. Mama, te iubesc. Ea m-a inspirat. Și să știți că în momentele în care eu am avut căderi, pentru că orice om are căderi, asta este foarte clar, ea a știut să se uite la mine și să-mi spună acel cuvânt care să mă, să mă ridice. Și la un moment dat am întrebat-o, mama, ce e puterea? De unde să iau puterea? Și mama mi-a spus, puterea e în tine. Puterea înseamnă dragoste, puterea înseamnă să iubești și atâta timp cât tu crezi în tine, iubești și dăruiești iubire, ți-e foarte clar că vei reuși. M-am emoționat pentru că vorbesc despre ai mei. Da, de înțeles. Apropo, sunt foarte curioasă să aflu de la tine cum vede doamna Madi schimbarea. Medi. Cum vede ea schimbarea prin care a trecut România de-a lungul vremii? Că trebuie să fie foarte ciudat. Primul lucru pe care mi l-a spus doamna Medi Dinu, mi-a spus așa, dragă, să știi că eu nu mă uit la televizor. Și eu chiar vreau să o întreb, cum vi se pare România? Niciodată nu se uită la televizor? Nu mă uit la televizor. De ce, doamna Dinu? Citat, pentru că văd numai prostii și nu mă inspiră nimic. Și dacă nu vă uitați la televizor, ce faceți? Mai pictez. Pentru ea România este România a Reginei Maria. Ea acolo s-a oprit. E foarte greu, cred, să mai înțeleagă ceea ce se întâmplă acum. Este foarte departe de ea tot ceea ce se întâmplă acum. Cel mai frumos moment din interviul pe care l-am avut cu doamna Dinu a fost așa, când am întrebat-o. Știți, în acest interviu, doamna Dinu nu m-a privit niciodată, aproape niciodată. Se uita undeva departe.
În momentul în care am întrebat-o, vă este dor de mare? S-a întors, s-a uitat în ochii mei și mi-a spus, da, mi-e dor de Balcic. Și mie mi-e dor de mare și... dar nu vreau să vă povestesc mai multe despre acest interviu, pentru că vreau să-l citiți. Da. Revenind acum la întrebarea lui Alex, pentru că n-am reușit să-ți răspund Alex, până la capăt. Ca om de comunicare, pot să spun că în acest moment întâlnesc foarte mulți oameni care spun că se pricep și la PR, și la comunicare, și la marketing. Sigur că în România am ajuns la concluzia că toată lumea se pricepe la absolut orice, la politică, la fotbal, de aia și trăim cum trăim. Pot să spun așa că ceea ce doare foarte mult în acest moment și poate că de asta suntem și atât de... noi trăim, eu cu tine suntem două persoane care suntem ca două linii paralele. Oamenii în România nu mai relaționează. Trec unii pe lângă alții. Noi nu mai știm să comunicăm. Noi am uitat să comunicăm. Dar nu cred că e neapărat o problemă a oamenilor din România. Cred că e o problemă universal valabilă. Hai să spun un lucru. Nu. Nu. Crezi? Să știi că nu. Am fost... Dar acum comunicăm foarte bine pe WhatsApp, pe Facebook. Da, este absolut fascinant. Și nu totuși, mai poți să mergi noi nicăieri, fiind cu latin, de tocmai, comunicăm de unii singuri. Exact, cu ghilimele de rigoare. Suntem noi cu noi, suntem noi cu noi și atât. Atât. Mai relaționăm în momentul în care ne dăm un like. Atunci. Sau dăm un share. Ah, în sfârșit. Eu totuși cred că noi stăm mai bine decât alții la capitolul ăsta. Uite, am fost prin țările nordice și știu că acolo se comunică și mai fragmentat, așa, și mai... Eu pot să-ți spun că am întâlnit oameni care sunt structural comunică altfel. Sau tu spui că la noi comunicarea asta e mai mult așa de suprafață, exact, de fațadă și că nu, exact, omul, exact, nu este într-adevăr atent la ce spui tu. Și știți de ce? Pentru că noi ne-am pierdut fibrele acelea care ne legau înainte. Avem energii reci, da? Intrăm, ne facem treaba, vorbim, hai, da, repede, bem o cafea, dar și la cafea când ne ducem, tu spui de ale tale, eu spun de ale mele, ne plângem, am plecat, pa la revedere. Fiecare e atent la spusele lui și nu la spusele da, celuilalt. Da, fiecare pleacă pe drumul lui. Da. Tu nu rămâi în mine, eu nu rămân în tine. Și aici, de fapt, de aici da, nu ne păstrăm unii pe ceilalți. Noi stăm rău la capitolul comunicare atât la nivel individual, cât și la nivel instituțional. A, nu, de-aia instituțională nu vreau nici să... Nu, mai vorbim. Nu intrăm neapărat, nu despicăm firul în pat, dar e o problemă da, la nivel da, general, da, 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 întregii societăți, de la cel mai mic până la cel mai mare. Exact, până la urmă. Exact, exact. Dar de ce crezi tu că se întâmplă chestia asta în România? N-avem timp, suntem presați, nu știu, grija zilei de mâine. De ce ne-am pierdut totuși? Pentru că ne-am pierdut pe noi. Pe noi înșine. Nu mai suntem atenți la ce vine din interior. Suntem furați de aparență. În 1990 ne-am abandonat pe noi. Eram atât de doriți. Eu mi-aduc aminte, să știți că au rămas în mine acele stări și acele zile. Eram atât de doriți de Occident și vroiam să fim ca în Occident și să mâncăm ca în Occident și să folosim lucrurile din Occident și să respirăm ca în Occident, încât noi ne-am pierdut esența, până la urmă, identitatea. Noi ne-a fost rușine, ne-am rușinat de propriile tradiții, ne-am rușinat de istorie, ne-am rușinat de noi înșine, ne-am căutat în altă parte, nu ne-am găsit, pentru că în 90, când am intrat în lumea liberă, noi nu am fost pregătiți psihic, mental pentru acea lume liberă, pentru că noi funcționam în niște clișee. Pentru noi Occidentul însemna Mihaela, ce-am da? Văzut noi, ciorăpei buni, da, 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 parfumuri, reviste gumele frumoase, gumele de mestecat, pungile de plastic, cam Europa asta. Liberă, da. Ce mai auzeam acolo? Atât. Dar noi modelul, pattern-ul lor cultural, nu-l știam. Da, și nici nu ni l-am însușit. Bine, noi am azi niște etape, trebuie să fim, exact, să fim realiști. Exact. România a recuperat foarte mult față de vestul Europei într-un timp foarte scurt. Europa după război i-a trebuit mulți ani ca să se pună pe picioare, da, și la nivel mental, structural, cât și... Sigur, acolo e o tradiție și o istorie. Infrastructural, este o tradiție. Noi am ars aceste etape, ne-am trezit cu boom-ul acesta în fața ochilor, am înfipt fiecare mână și ne-am luat ce ne-am dorit. Da, da. Pardon, îmi cer scuze, și ce nu am avut. Apoi am uitat să punem cap la cap toate acele bunuri, păi, pe care le-am, da, avut. Da, se și spune că în viață e bine să nu arzi etapele, pentru că vine un moment când divinitatea îți spune stop,
că nu. Nu. Ești o făcătură. Ești un fake. Întoarce-te. Ia-o de la capăt. Și ne întoarcem. Dacă am vrând, asta facem vrând, acum. Exact. Vrând nevrând ne întoarcem și o luăm de la capăt. N-avem încotro. Trebuie să ne punem și să clădim. Să punem cărămidă pe cărămidă. Noi am început cu acoperișul un pic. Mi-a așa da. Și l-am măpoleit cu aur. Exact, exact. Am împachetat exact. Într-o cutie foarte frumoasă România. Am dar pus fundația, o fundă roșie. Exact, dar fundația nu exista. Nu exista, iar sub cutie de multe ori s-a strâns o mizerie care se vede exact. Și da, fundația când eu cred mai că greu. Exista, dar ne-am distrus-o singuri până exact. La urmă de aici, că... de aici a fost, de aici cred că este toată această deriva noastră. Îmi pare rău să o spun. Mă uit la oameni pe stradă, nu știu să zâmbească, merg cu capul în jos, nu-și găsesc. În acest moment, românii caută bucuriile mari ca să se simtă fericiți. Românii nu mai știu ce înseamnă că viața, de fapt, este făcută din bucurii mici, pe alea trebuie. De acele bucurii tu trebuie să te umpli zilnic și să spui, wow, ce zi frumoasă, Doamne, îți mulțumesc. Uitați, știți care e cea mai mare bucurie a mea în acest moment? Am 3 lalele în ghiveci acasă. Le-am numit surorile lalelii, pentru că eu sunt o mărturisesc îndrăgostită de cultura și civilizația turcă. În mine și există niște reminiscențe așa, pe anumită linie paternă, pe linia paternă, și le-am numit surorile lalelii. De la anotimpul lalelelor și de la festivalul lalelelor care este acum în aprilie la Istanbul. Bref, pentru mine cea mai este minunat, mă duc dimineața, le pup, mă uit la ele și le văd cum încep ele așa să mugurească. Din februarie au început să mugurească. Asta este o bucurie. Bine, în general noi am uitat să ne bucurăm de lucrurile mărunte, de soare, asta de cer, de nori, de asta copaci. Fac viața. Pentru că cele mari trec repede. Dar trec vezi, repede. Cred că tot din comunismul ăsta care ne-a nenorocit provine și lucrurile astea. Nu știu, că ne-am să bucurat, știi, asta nu te puteai bucura de altceva, să Mihaela, știi. Adevărat, decât dar... de o frunză, te duceai la o piesă de teatru, citeai o carte, deci n-aveai altceva generațiile de făcut. S-au mai schimbat. Simțeai în interior mult mai mult decât simți acum. Acum, de când cu societatea de consum, suntem foarte atrași. Într-adevăr, consumerismul. Într-adevăr, consumerismul. Să știi că, iar te întrerup, dar am dat vina pe comunism an la rând, imediat după 1990. Da, nici eu n-aș da vina. Acum începem și dăm vina pe capitalism. Atenție! Exact! Că dacă am face un sondaj de opinie și în rândul tinerilor și în rândul persoanelor adulte, sunt total nemulțumite de ce ne oferă Uniunea Europeană, dar, ce ne oferă Occidentul. Uite-te că sunt sondaje care arată foarte clar. Sunt tineri care spun, da, pe vremea, că nu vreau să-i rostez numele, pe vremea... aceluia se trăia mai bine pentru că ei au moștenit un pattern cultural de la părinții lor. Îmi spunea, mamă, sigur, pe vremea aceea aveam 2 concedii pe an la mare, da, la aveam munte, servicii, aveam zentra, aveam... La atât s-a rezumat întreaga viața da. Noastră. Eram autosuficienți atunci. Atât, dacă exact. Aveam ce mânca și un acoperiș deasupra capului, nu mai avea sens să mai privim cerul, să mai privim floarea. Românului îi lipsește miza. Atâta, vă rog să mă credeți. Nu sunt filozofă sub nicio formă, Doamne. Am atât de multe de învățat și mai am atât de multe și sper să-mi dea Dumnezeu viață să pot să le descoper pe toate și să trăiesc că viața în definitiv e ceea ce trăiești, da? Clipă de clipă. Dacă dimineața nu te trezești și n-ai o miză, n-ai un proiect, în ziua asta vreau să fac asta, îmi propun să fac asta, de aceea intervine plictisul. De ce intervine blazarea? Foarte mulți bine, români noi sunt blazați. Noi ne-am cam obișnuit să trăim singuri în doi, de cele mai multe ori. Sau bine, poți să spui doar, da. În ziua asta propun doar să mă bucur de viață, nu? De ziua asta frumoasă, da. De cerul ăsta senin, nu neapărat să nu înțeleagă lumea că spui în cap un obiectiv, trebuie să... nu știu ce să rezolv, să mut munții din loc. Nu. Nu neapărat. Și revin la discuția cu Eliza Anițescu de vinerea trecută, când după ce a escaladat Kilimanjaro, s-a întors în România și a demisia de la multinațională. A spus ce că a regăsit altfel valoarea vieții. Iată. Și altfel a trăit momentul. Iată. Pentru că așa a dat seama că totul era în van și obositor așa și este. Mânca nervi, sănătatea și până la urmă... Rulajul ăsta zilnic în care... Acum nu încurajem oamenii să-și dea demisia, încurajez oamenii să învețe să trăiască. Exact, despre asta este vorba, să înveți să trăiești, să reînveți să trăiești. De fapt, în fiecare zi reînveți să trăiești. Eu am un cățel, Totocică, Toto. E un pechine senzațional. Știți cât de bine comunic eu cu Totocică? Și cât mă învață pe mine Totocică în fiecare zi.
atât de multe lucruri. Mă învață, cum să trăiesc o stare, mă învață că dacă sunt un pic supărată să mă uit în ochii lui că îmi dă bucurie. Și eu am un program destul de ciudat, adică plec dimineața, ajung seara târziu. Și Totocică e foarte supărat pe mine că nu stau cu el. Și mă tratează, e supărat, pur și simplu, nu-mi se dă atenție. Se vede când e supărat, da. Și ieri dimineață, când roagă, stă așa în două lăbuțe, se ridică în două lăbuțe și ieri dimineață mă ruga ceva și i-am spus, te iau în brațe cu o singură condiție, dacă mă pupi. Și l-am luat în brațe și m-a pupat pe nas. Bine, uneori da. E mai simplu să comunici cu animalele decât cu oamenii. Asta este categorie. Foarte comunismul foarte mai profund. Este și o vorbă de când am cunoscut oamenii, iubesc animalele, da. Mult mai multe animale, da. Ceea ce nu ne califică drept ființe superioare, părerea mea, dacă nu reușim să ne găsim liantul acesta categoric, între noi. Pentru că o societate se pune pe picioare și își creează bazele raportându-ne om la om, categoric. Nu om la animal. Categoric. Ok, fac parte din viața noastră. Sigur, un substitut, animalele. Dar nu trăim, totuși am depășit perioada mioriței, nu mai comunicăm cu miorița, trebuie să comunicăm cu cel de lângă noi și așa cum ai spus tu sau Mihaela, singurătatea în doi în acest moment în România este cruntă. Nu neapărat că sunt pesimist, dar pe măsură ce tehnologia avansează și tehnologia ne ghidează viața, va fi foarte dificil să ne mai raportăm iarăși la lucrurile mărunte pe care noi la epocă, atunci când nu aveam gadgeturile acestea, le trăiam altfel, le simțim altfel. Vin generații care se modifică structural, genetic. Copiii la 3 ani învață să folosesc tabletele mai bine decât un adult. Comunicarea între ei va fi dificilă pe parcurs ce vor înainta în vârstă. Pentru că nu mai descoperă lumea prin joacă. Noi descopeream lumea prin joacă, am descoperit lumea prin joacă. Ei nu mai știu să se joace, nu mai știu povești. Eu nu adormeam seara până când tata nu-mi citea povești, da? Și lumea mea a fost plină de povești. Și așa și creativitatea mi s-a dezvoltat datorită acestor povești. Noi trăiam în lumea poveștilor, acum trăim într-o lume virtuală care nu e una și aceeași cu povestea. Nu e una și aceeași. Nu. Această lume virtuală e o lume rece care te însingurează. Te duce să fii doar tu cu tine. Poveștile îți creau eroii. Lumea virtuală nu-ți mai creează eroi. Sau sunt eroi falși. Vorbind un pic și de filme și oprindu-ne la filmul animat și facem trecerea către criticul de artă Antoaneta Banu, Wall-E, desenul animat, vi-l mai aduceți aminte cu roboțelul acela care curăța planeta și care se bucura de fiecare mărunțiș pe care mi-l aduc aminte. Oricine l-ar fi aruncat considerându-l nefolositor. Și imaginea aceea apocaliptică cu oamenii grași care stăteau și se deplasau într-un fotoliu, iar în acel fotoliu crea o lume virtuală respective. Și realizează până la urmă că noi ne-a fost dat mersul biped. Putem să punem picioarele pe pământ și să ne înrădăcinăm o dată în plus. Un exemplu pe care ar trebui să luăm în considerare acel mesaj din acel desen animat. Vezi, eu nu am copii, dar mă uit la cei de, mă rog, cunoștințele mele care au copii și mă îngrijorez, Dumnezeule, ce imaginație pot avea acești copii atâta timp cât ei văd niște desene animate în acest moment la care eu, adult, nu mă pot horror, uita. Horror, da. Știu caz, un băiețel căruia am încercat să-i pun să se uite la Bambi și n-a vrut. Nu a înțeles nimic din Bambi. Nu l-a atins nimic. Albă ca zăpada nu-i spune nimic. Și m-am gândit, wow, cum va arăta România peste 30 de ani? Cum va arăta lumea peste 30 Bine, de ani? Bine, lumea noastră, universul nostru e România. Păi noi aici ne și noi probabil să știm... o să fim ca doamna Dinu, nu? Așa Mihaela. În povestea noastră de demult. Doamna Dinu face parte din acea generație de învingători cu sevă adevărată, sănătoasă. Prin... Da? Noi nu o avem. Noi ne-am pierdut-o. Pentru că doamna Dinu n-a mâncat nimic cu euri. Da. N-a băut Coca-Cola. Da? N-a trăit într-o lume atât de poluată.
Bine, eu nu zic că o să ajungem la vârsta doamnei Dinu. Eu spun doar că mentalul nostru va fi undeva în perioada asta. Deci nu vom mai putea să ne adaptăm. Poate că și totuși nouă, peste 30-40 de ani, România lui 2016 o să ni se pară vai ce Românie minunată era. Exact, despre asta este vorba, da. Bine, presupun că doamna Dinu la epocă nici nu-și făcea probleme că nu a găsit plasma pe care o căuta sau a rămas fără parfumul preferat. Da, știi cum e, că până la urmă cea mai dragă perioadă ție cea în care tu ai fost tânăr, ți-ai trăit tinerețea, categoric, până la urmă și cu aia rămâi în cap. Eu cred că România totuși încă este în perioada aceea de adolescență acum, se caută, i-au apărut coșulețe, își realizează sexualitatea. Ai imagine așa de frumoasă despre România, Alex. Că în perioada asta, felicitări, prostii, aș putea să te invidiez. Da, face un pic prostiv, mai chiulește de la ore, nu, vrea ești să mai adetape. Ești tată? Nu. Mi-aș dori. Credeam că ești tată de fată. Nu. Nu, 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 nu. Ești blând, ești bun, ești minunat. Nu. România nu e așa. România trebuie să intre la sala de forță. România trebuie să tragă de fiare. S-au lăsat mușchi un pic. Da, trebuie să tragă de fiare. România trebuie să devină pragmatică și România trebuie în primul rând să gândească, să învețe să gândească din nou. Atâta timp cât ne vom uita numai la emisiuni de cooking și vom fi foarte pasionați de cooking și vom fi însetați de știrile mondene, creierul nostru se va micșora pe zi ce trece și la 30 de ani, generația de 30 de ani se va trezi că suferă de atrofie de cerebel. Da? S-a micșorat și capul. Nici măcar rebus sau sudoku nu exact, mai facem. Exact. Da. Așa că hai să gândim, hai să ne dăm seama că pe umeri avem ceva căruia Dumnezeu i-a spus în limba română cap. În cap avem ceva căruia Dumnezeu i-a spus în limba română creier. Și care are o utilitate. Ăla trebuie antrenat și ținut ocupat, că și altfel ținut ne vin ocupat idei. Că dacă ne gândim tot timpul că mă uit pe cer să văd, știți, ca în Sebastian, și când te uiți, da, ca în Steaua fără nume, da, tu când te uiți pe cer, la ce te uiți? Dacă plouă sau? Și Mona îi răspunde, nu, ca să știu cu ce mă îmbrac. Da? Deci, așadar, cam despre asta este vorba. Pe de altă parte, sunt și unii oameni care gândesc foarte pragmatic, dar gândesc, nu știu, către propriul lor interes. Nu-i pasionează altceva. Deci au o țintă fixă, cum să facă, să acumuleze cât mai mult, să le meargă cel mai bine. Ei, ăsta nu mai e pragmatism. Ăsta nu mai este pragmatism. Ăsta, orice altceva. Nu, ăsta se numește, canibalul. Canibalul ieșit, specimene, canibalul în ieșit în canibalul din România, canibalul care el nici nu gândește. Canibalul funcționează pe bază de simțuri, da? Și canibalul zice așa: mi-e foame, mi-e sete. Și punct. Și lui e foame și sete. Sigur că foamea poate să fie foame de mâncare, foame de bani, sete de apă, sete de bani, sete de poziție, sete de putere. Da? Despre asta este. Și sete hibernau, a fost un motociclist. Da. Da, nu știu, e foarte complicat să știi. Tu ești foarte optimistă, eu sunt destul de dulce și de calin cu această țară. Pe de altă parte, când ies de aici, îmi vine să-mi dau capul de pereți, când mă gândesc că trebuie să iau de la început în drumul meu spre casă, văzând ce se întâmplă în jur și constatând că ne degradăm pe zi ce trece, noi și mijloacele pe care le avem sunt din ce în ce mai dificil de pus în practică atunci când vine vorba de decanibalizarea României. Vezi o rețetă, vezi o scară de valori care ar trebui ridicată de la pământ sau o cale de urmat? Nu știu, un sfat așa, în eter. Eu nu dau sfaturi și nu cred nici în sfaturi, vă mărturisesc. Cred doar în ceea ce trăiești pe propria piele și în propria experiență. Vă spun însă cum sunt eu. Eu sunt așa, gândesc, comunic, trăiesc. Oameni buni, suntem în 2016. Nu știu dacă realizați cum se mișcă lumea dincolo de Dâmbovița și de granițele României. Dar vreau să vă spun că suntem în urmă cu 2 milioane de ani lumină. Din punct de vedere al mentalului și din punct de vedere al modelului după care funcționăm. Faptul că suntem în Uniunea Europeană, asta nu înseamnă că pe noi ne-a și abdatat.
Pe noi Uniunea Europeană ne-a forțat, ne-a băgat într-un antrenament din ăla puternic, da? Ca boxerii ăia care se antrenează bine ca să fie... Nu, am luat steroizi. Am luat steroizi. Perfect, mulțumesc. Asta era ideea. Nu. Nu, mușchii se întrețin cu o gimnastică permanentă. Așadar, oameni buni, dacă nu gândim ce vrem cu noi, cu viața noastră și cu țara asta, atunci am o mare rugăminte la dumneavoastră toți. Don't say a word. Adică nu mai spuneți nimic. Dacă vă doare, dacă vă nemulțumește, dacă vă supără, dacă, nu mai spuneți nimic. Nu mai spuneți nimic. Deci știi că sunt mulți care spun nu suntem în stare. Nu suntem în stare să gândim. Nu suntem în stare să facem. Există și... Păi atunci să se ducă în țara lui unde nu suntem în stare. Adică să se ducă undeva unde e un no man's land, undeva pe o insulă pustie și să ne lase pe ăștia care gândim. Știi că există, da? Și mentalitatea asta. Românii nu sunt în stare să facă nimic. Nu, lucrul ăsta. Știi? Asta e manualul de propagandă și manipulare. Spune că cercul e pătrat și o să spune de atâtea ori până când vezi că cercul devine pătrat, da? Ok, dacă cineva ne spune tot timpul, nu vedeți că sunteți proști? Noi să spunem, da, suntem proști. Nu, nu suntem proști. Ideea sunt... chiar noi o facem, spunem despre păi noi. Păi da, pentru că ne pierdem încrederea în noi, nu. Eu cred foarte mult în națiunea română. Am fost dezbinați, Antoneta. Și cu bună știință s-a creat lucrul ăsta după 1990. Pentru că divide impera... Da, știu, dar ne-am... Da. Și revin și spun, pentru că ne-am lăsat, pentru că am fost atenți la altceva. Exact. Și pentru că cei care au dorit lucrul ăsta au știut că noi suntem atenți la altceva, ne-au supralicitat acele dorințe, ni le-au dat să le împlinim și în timpul ăsta... Ei au luat-o într-o parte și noi în altă parte. Știi, noi am luat credit cu buletin. Ni s-a arătat ciocolata și prin spatele nostru a trecut tirul încărcat. Dar n-am avut până la urmă ochi să-l oprim pe acela și să-l accesăm. Știi, ne-am mulțumit cu ciocolățica. Eu sunt ferm convinsă. Este imposibil. Sunt generații tinere, mă uit la foarte mulți tineri. Hai să nu-i luăm pe aia care au probleme cu bacul și cu... Nu. Dar sunt foarte mulți copii care își doresc să schimbe această țară. Sunt tineri care se antrenează pentru așa ceva. Sunt tineri care pleacă afară, fac o școală și culmea revin aici, pentru că își doresc să reconstruiască România. Eu cred că această țară are un viitor. Și eu cred că această țară va la un moment dat, și cred că acest la un moment dat va fi cât de curând, sunt ferm convinsă de asta, noi românii vom înceta să fim o populație și vom deveni o națiune. Este imposibil! Păi rămânem cu această oameni idee buni. De final, că oricum... Ok! Care este, mi se pare că a închis foarte frumos. Vă mulțumesc, această a fost o oră specială și de ce a trecut atât de repede? Mi-ați promis o oră, dar am stat 5 minute. Știi că timpul se comprimă în ultima vreme, ora nu mai are 60 de minute. Las că se schimbă cu ora, trecem la ora de vară și atunci o să fie mai bine, cu siguranță. Mulțumim foarte mult, Antoaneta. Și eu vă mulțumesc. Și mult succes în continuare. Și vouă la fel și vă doresc numai bine și Doamne ajută și să fiți cei mai buni, pentru că sunteți cei mai buni. Dacă se ia optimismul ăsta de la tine, n-avem nicio problemă, o să avem cu siguranță o zi frumoasă. Și cele care vor urma. Ar fi foarte bine, nu? Hai să facem așa. Ia. Hai. Să iau optimismul. S-a luat optimismul. Gata. Da. Am și plec și cu el acasă. Da. Ai văzut, mai dăm și la alții. Mulțumim foarte mult, Alex, pe sens unic, ca de obicei de la ora 16. Să aveți o zi pe gustul vostru. Și orice ar fi, nu puneți la inimă, nu merită. La revedere, ne-a făcut plăcere. Ciao.